Pe 18 martie 1906, Traian Vuia realiza la Paris primul zbor din Europa cu un aparat mai greu decât aerul, condus exclusiv prin mijloace proprii de bord. Au fost și alți temerari care au zburat înaintea lui Vuia, dar aceștia foloseau pentru decolare diferite artificii. Este cazul fraților Wright, care se foloseau de șine pentru lansarea mașinilor de zbor. Ei sunt înregistrați drept primii care au întreprins un zbor cu un aparat mai greu decât aerul. Traian Vuia a venit pe lume în vara anului 1872 la 17 august în localitatea Surducu Mic din județul Timiș. Astăzi, localitatea poartă în semn de recunoștință numele. Surducu Mic face parte din Banat, dar la acea vreme regiunea se afla sub stăpânirea austro-ungară. Din acest motiv, Vuia a fost considerat mult timp ca fiind de origine maghiară sau austriacă. Între 1884-1892, Traian Vuia s-a aflat la Lugoj, unde a urmat studiile liceale. După ce a trecut examenul de bacalaureat în 1892, Vuia a plecat la Budapesta, s-a înscris la Politehnică, dar veniturile pe care le avea nu i-au permis să urmeze decât facultatea de drept. La 6 mai 1901, Traian Vuia și-a doctoratul în științe juridice, solicitând în conformitate cu drepturile minime pe care le avea un student român, ca diploma eliberată să fie redactată în limba latină și nu în limba maghiară. Putea să trăiască decent, profesând avocatura sau săriște să-și vadă visul împlinit. A ales să urmeze calea zborului și a progresului, hotărând să-și pună în practică ideile la Paris. La plecarea de acasă i-a spus mamei sale: "Mă duc departe la Paris, dar lasă, mamă, să nu-ți pară rău că am să viu de acolo în zbor sau n-am să mai vin niciodată acasă." Astfel, în 1902, pornește către capitala Franței. În februarie 1903, prezintă în fața Academiei de Științe Pariziene proiectul aeroplanului automobil. Ca orice idee care depășește timpul său, proiectul a fost primit cu scepticism. Totuși, inginerul român nu se descurajează și își brevetează în același an aparatul de zbor conceput. Vuia 1 era un aparat de zbor cu aspectul unui liliac, cu aripi repliabile ca o umbrelă. După o serie întreagă de experimente, Vuia avea să facă, pe 18 martie 1906, în apropiere de Paris, primul zbor cu un aparat mai greu decât aerul prin mijloace proprii. Aeroplanul automobil a rulat 50 de metri la sol, iar apoi s-a înălțat singur la o înălțime de aproximativ 1 metru, străbătând în zbor 12 metri. Din păcate, elicea s-a blocat și motorul s-a oprit brusc, lovindu-se de un copac. Deși a durat doar câteva clipe, zborul a reușit. Românul Traian Vuia pusese piatra de temelie a aeronauticii moderne. Aparatul Vuia 1 s-a transformat în Vuia 2, brevetat în 1907 în Belgia. Acest aparat avea performanțe mult sporite, astfel că în 1907 el avea să zboare pe o distanță de 70 de metri la o înălțime variabilă. În capitala Franței, Traian Vuia a încercat permanent să influențeze destinul românilor din Transilvania, ducând o adevărată campanie pentru unificarea cu România. Astfel, împreună cu alți fruntași români aflați la Paris, a pus la 30 aprilie 1918 bazele Comitetului Național al Românilor din Transilvania. De asemenea, Vuia a fost consilier în cadrul delegației române de la Conferința de Pace de la Paris. Tot în acest context a intrat în francmasonerie împreună cu Alexandru Vaida Voievod. Traian Vuia nu a fost ferit de problemele cu care se confruntă un vizionar. În 1923 intenționa să treacă la producția de serie a aparatelor sale de zbor și a unor elicoptere la uzinele Reșița. Nu a primit sprijinul pe care l-a solicitat și a fost nevoit să-și amâne revenirea în România. Traian Vuia se va întoarce în țară abia în 1950, grav bolnav. Se stinge din viață la București în același an, pe 3 septembrie, la scurt timp după repatriere.